Mi se pare că Petre n-a fost jucat corect pentru calitățile lui la FCSB. Și n-a fost jucat destul. Și destul și corect. Mie mi se pare că este un atacant cumva stilul Pușcaș, așa, cu viteză și fizic bun. Trebuie să-i dai mingi să treacă de linia de da, în funcție fundaș. De ce strategie ai, da, ce strategie ai tu ca echipă, ce stil de joc ai. Adică nu poți să bagi unul care e foarte tehnic să-l pui să bată cu ei la cap. Nu ai cum, sau invers. Nu, dacă nu se pliază, nu se pliază. Dar nu poți să spui de el că eu încă mai cred. Păi el e jucător bun. Da. Adică el a fost bun și acum nu mai e bun? Eu nu cred chestia asta. Un jucător care a demonstrat... Stai, te întreb altceva. Este jucător de FCSB, Petre, din punctul tău de vedere, la ce ai văzut la el până acum? Da. Da? 100%. Este de titular? Părerea mea că da. Mie îmi place. Are un gol în 6 meciuri de campion la FCSB. Da, foarte puțin, e adevărat, foarte puțin. La FCSB, ca să fie ok, trebuie să ai, nu știu, 3 goluri în 6 meciuri, ca să fie ok, să nu te critique 4-1. Da, dar și cum a jucat? A jucat un meci acum, un meci peste... E adevărat. Două meciuri din 6 au fost intrat pe parcurs. Păi și atunci, luăm câte minute a jucat. Da. Dacă facem calculul... Uite, cam aici, stai că zic exact. Deci a jucat așa. În Cupa României cu Dinamo 51 de minute, ultima partidă. Liga 1 69 de minute, cu Astra 45 de minute. Cu Dinamo din nou în cupă 70 de minute. După aia 24 și 29 de minute în campionat. Păi, lasă-l să joace 4-5 meciuri, 90 integralist de minute. Și atunci poți să tragi linie sau poți să-ți dai cu părerea. Dar când joci, mie mi-a plăcut. Păi meciul cu Dinamo în tur, în cupă, păi... Ce calități fizice a arătat? A avut 4 sau 5 ocazii. Da. Că a arătat, asta e altceva. Dar a ajuns acolo. El dacă are jocuri și arată calitățile pe care le are, păi el e jucător de cel puțin 15 goluri. Zici? Da. A, deci spui că are și capacitatea cumva să se lupte la titlul de golgeter. Da, acum da, da, da.